Salutare oameni buni, în acest videoclip vă voi arăta cum să șlefuiesc flecurile de kit. Aici arăt cum am aplicat cea de-a doua mână de kit, un kit foarte bine întins, fără margini pronunțate de kit. Cât timp vom aștepta ca se usuce cea de-a doua mână de kit, vom trece la șlefuirea flecurilor de kit. Aici explic cum se șlefuiesc aceste flecuri de kit și anume mișcarea ce trebuie să o facem. Vom șlefui în formă de 8, adică de 2 ori în stânga și de 2 ori în dreapta, iar prin această mișcare de șlefuire noi vom avea o șlefuire sigură, corectă, fără să denivelăm suprafața din afara flecului de kit, adică fără să deteriorăm lacul sau vopseaua, fără să trecem prin aceste straturi și astfel noi nu mai creăm acele mici denivelări din afara flecului de kit. De cele mai multe ori, când avem niște flecuri de kit, majoritatea dintre noi facem aceste mici greșeli de șlefuire și totodată reparăm o zonă avariată, dar deteriorăm sau stricăm pe lângă acea zonă deteriorată. Această mișcare de șlefuire un 8 trebuie să o executăm cu o înclinație a talpei mașinii, adică să nu șlefuim cu toată talpa pe acea suprafață, că de cele mai multe ori noi avem o suprafață concavă sau convexă, adică o suprafață curbată, iar o șlefuire cu toată talpa pe noi nu ne va ajuta să facem o șlefuire corectă, ci din contră ne va face alte deteriorări. Prin această tehnică de șlefuire în 8, în afara faptului că este una rapidă și corectă, pe noi ne ajută să evităm și spargerea canturilor, adică a dungilor, a liniilor ce sunt pe acea suprafață creată de producător. Există în continuare riscul de a sparge, dar acesta este diminuat la maxim, iar spartul unei margini, a unui cant, nu este atât de gravă ca și cum ai sparge suprafața lacului sau a vopselei pe suprafața plată sau plană a acelei piese. Aici arăt cum au rămas ciupiturile după ce am șlefuit acele flecuri de kit. Da? Arăt inclusiv și faptul că am spart acel cant, dar acel cant putea fi evitat să-l sparg dacă lucram cu ambele mâini. Eu filmând cu o mână cu telefonul și cu cealaltă am lucrat, este foarte greu să am control asupra mașinii. Totodată am avut și o mașină de șlefuit pneumatică, iar mașina de șlefuit pneumatică nu este atât de precisă ca una electrică datorită faptului că debitul de aer al mașinii pneumatice nu întotdeauna este constant. Dacă avem posibilitatea să lucrăm cu o mașină de șlefuit electrică, este bine să lucrăm cu o mașină de șlefuit electrică, fiindcă este mult mai precisă și are o viteză constantă la setarea care noi am făcut-o. Între timp au mai rămas câteva flecuri de kit, le șlefuim și pe acestea cu aceeași granulație de șmigă și cu același șmilger, iar acesta este un alt avantaj, pentru că șlefuirea un 8, pe lângă celelalte avantaje, mai avem un avantaj în plus, ne salvează de, și ne scutește de risipa de materiale. Sper că ceea ce v-am arătat vă este de folos. Pentru mine este un aspect foarte important și este recomandat, dacă puteți, să lucrați și dumneavoastră cu această mișcare în 8. Până data viitoare, vă salut cu respect. Toate cele bune!